Situația escaladează în Orientul Mijlociu la mai bine de 100 de zile de război între Israel și gruparea teroristă Hamas din Gaza. Acum Iranul pune paie pe foc și vedem că în două zile a atacat ținte din Pakistan, Irak și Siria. Se înmulțesc astfel temerile privind extinderea unui conflict în regiune. În Pakistan, Iranul a lovit această provincie, Balochistan, iar doi copii au murit. Islamabadul avertizează că acest incident ar putea avea consecințe grave. În Irak, Iranul a lovit acest oraș Irbil, provincia Irbil din nordul țării, iar în Siria a fost lovit un oraș din nord-est, Talteta. Cele două atacuri au fost criticate dur de Statele Unite. Gărzile revoluționare din Iran susțin că atacul din nordul Irakului a vizat o bază de spionaj pentru agenția de informații israeliană Mossad. Rachetele lansate de Iran au lovit în nordul Irakului. Teheranul spune că au vizat o bază de operațiune a Israelului, ca răspuns la uciderea unor comandanți și membri ai gărzilor revoluționare. Dar Irakul nu a fost singurul vizat de proiectilele iraniene. راه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد در دو حمله جداگانه مقرهای جاسوسی موساد در اربیل عراق و تجمع گروهک‌های تروریستی ضد ایرانی در سوریه را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده است. ایران continues to use its proxies to attack Israel on multiple fronts. We condemn Iran's activities and we call on the international community to stand up in defiance of Iran. Iranul susține că grupările din Siria au fost lovite pentru implicarea în recentele atacuri cu bombă de la mormântul generalului Qasem Soleimani. Atunci, gruparea Stat Islamic a revendicat responsabilitatea pentru cele două explozii. Le buone relazioni tra vicini non si costruiscono con simili azioni, ma con il dialogo e la collaborazione. A tutti chiedo di evitare ogni passo che aumenti la tensione in Medio Oriente. De altfel, există o teamă generalizată că astfel de atacuri la oaltă cu conflictul din fâșia Gaza s-ar putea extinde într-un război la scară largă în Orientul Mijlociu. Dar loviturile din Irak și Siria nu au fost singurele efectuate de iranieni. Aceștia au atacat și ținte din Pakistan, unde au distrus baze ale unui grup militant. Islamabadul a catalogat loviturile drept inacceptabile și și-a chemat ambasadorul de la Teheran. Alături de mine, prin Skype, mi se alătură Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Bun găsit, domnule Cioroianu! Bună ziua dumneavoastră și tuturor! Domnule Cioroianu, vedem că la mai bine de 100 de zile de război între Israel și gruparea teroristă Hamas din Gaza, tensiunea în Orientul Mijlociu crește, situația escaladează. Acum avem și aceste noi atacuri ale Iranului în Pakistan, Siria și Irak. Ca să înțelegem mai bine situația, de ce Iranul a atacat aceste state? Ați spus foarte bine la început, Iranul pune paie pe foc. Iranul este interesată în lărgirea acestui conflict, în atragerea altor actori în acest conflict, cu atât mai mult acei actori pe care Iranul îi consideră a fi pionii Statelor Unite. Pakistanul este un astfel de stat, deși islamic, dar majoritar sunit. Pakistanul, peste 75% sunt suniți. Să aducem aminte, Iranul este un stat majoritar șiit, iar această grupare Jaish al-Adil, pe care au atacat-o iranienii, e o grupare militară, o miliție, să spunem, militară sunită, evident. Și profitând de faptul că în ultimii ani această grupare militară, într-adevăr, în regiunea de graniță de care spuneați, Balucistan, e una dintre cele mai sărace regiuni ale Pakistanului și această grupare sunită a omorât acolo mai mulți polițiști ai Pakistanului, evident, ofițeri de graniță. Și acum, iată, Iranul reacționează spunând că această grupare atinge interesele Iranului și mai ales această grupare îi afectează pe minoritarii șiiți din regiunea de graniță. Deci e un amestec de politică, de religie, de etnicitate,
în spatele căruia se află de fapt intenția Iranului de a escalada acest conflict, fiind interesat să slăbească atenția pe care Statele Unite și occidentalii le acordă, o acordă Teheranului, să creeze puncte în care tensiunile nu numai că mocnesc, ci izbucnesc la suprafață. Despre atacurile din Irak și din Siria, am văzut că Iranul susține cel puțin că atacul din Irak a vizat o bază unde ar fi acolo spionaj israelian. Bun, asta este cea mai facilă argumentație, vă dați seama, e un alibi perfect. Dacă spui că îi ataci pe evrei, te aștepți ca toți musulmanii să te ia în brațe. Lucrurile sunt evident mult mai nuanțate. Iranul, de fapt, este total dezamăgit de faptul că atacul acesta al teroriștilor din Gaza asupra Israelului n-a dus la o ridicare a populației arabe din țările sunite. Sigur că au fost proteste pe stradă, cum am văzut în toate țările arabe. Am văzut în Turcia același gen de proteste în stradă. Dar iată că deja, după câteva luni de zile, nu constatăm un sprijin direct pentru palestinienii din Gaza. Ori Iranul, care este interesat să întrețină acolo focul arzând, are nevoie de cărbune aprins și în acea cenușă care se izbucnească din când în când, și iată că atacă astfel de grupuri din țările vecine, ceea ce e un act foarte periculos, pentru că în momentul de față, potrivit unui cod al onoarei, care este foarte important în lumea orientală, Pakistanul, o țară musulmană, o țară sunită, Pakistanul va fi obligat să reacționeze. Și întrebarea e, cum va reacționa Pakistanul? Mulțumesc pentru toate informațiile, Adrian Cioroianu. O zi bună!